Tinerii politicieni vin și ei cu o inovație în politica românească. Dacă parlamentarii mai bătrâni împărțiți de când lumea și pământul în două tabere, putere și opoziție, se duelează în vorbe și declarații, unele chiar dure și nepoliticoase, cei tineri au introdus în războiul politic și tehnica Big Brother, adică tehnica aceea în care filmezi tot ce mișcă. Astăzi, când și puștii de școală primară au telefoane sofisticate, toată lumea filmează pe toată lumea, pe stradă, în instituții publice, în spitale, în primării sau în școli, adică peste tot. Iată că a venit timpul ca metoda să fie patentată și în politică. În urmă cu vreo două zile, deputatul PSD de Neamț, romașcanul Alexandru Rotaru, a publicat pe pagina sa de Facebook și pe aceea organizației județene PSD un filmuleț din care reieșea cum unul dintre parlamentarii USR sfărăia de mama focului într-un jilț parlamentar. Și asta în timp ce în sala de plen erau dezbateri pe buget. E drept că l-a luat somnul pentru că nu părăsise sala de plen de vreo 5 nopți din cauza protestului inedit al USR față de ordonanța de guvern privind grațierea care a răsturnat cu susul în jos întreaga politică românească. La doar o zi distanță, în 7 ianuarie, în timp ce președintele ținea celebrul discurs din Parlament prin care îi certa pe cei de la putere din cauza aceleiași chestiuni politice, a venit rândul deputatului Iulian Bulai să-și filmeze colegii de la PSD care au părăsit sala, urmând chiar și pe holuri, moment în care socialdemocrații au trecut la represalii, adică la sancționarea colegului insolent care și-a permis gestul de a-i filma, îmbrâncindu-l și încercând să-l împiedice să mai filmeze. Vă salut! Stimați domn, de ce ați părăsit sala de plen? Nu suportați adevărul, stimați domn. Nu suportați adevărul. Stimate domn, da. Nu te cunosc, nu știu ce e. Sunt parlamentarul SR. Să fii sănătos. Da, bine. Da, îmi pare rău că nu vă comportați ca adevărați parlamentari să auziți mesajul președintelui. Eu sunt foarte bun parlamentar. Excelent. Mulțumesc mult. Nu suportați adevărul, stimate parlamentari. Ajungem la greu parlamentarilor PSD care au părăsit sala. Nu suportă adevărul. Nu mă bruscați, nu mă jurați. Suntem în Parlamentul României. Nu mă bruscați. De ce să nu filmați? Nu mă bruscați. Nu mă jurați. Dar nu vă filmați pe mine. De ce nu, doamne? Suntem într-o instituție publică. Dar nu e frumos să faceți așa ceva. De ce sunteți violenți? Nu mă bruscați! N-aveți voie să mă bruscați! Lăsați-l în pace. Nu este dreptul meu, domnule parlamentar. Lăsați-l în pace. Ne filmăm mă bat ăștia, om. Domnule, eu am venit cu cuvinte bune să vă pun o întrebare. Dumneavoastră m-ați bruscat. În calitate de parlamentar, în calitate de coleg al dumneavoastră. Așa vedeți dumneavoastră colegialitatea. Să mă bruscați, să mă înjurați. Nu te-am bruscat. Cum nu m-am bruscat? Cam pe video, nu mai mințiți. Ați folosit violență împotriva mea? Așa sunteți dumneavoastră parlamentari, colegi? Nu mai minți. Domnule, am pe video. Nu mai instiga.
Ai grijă ce vorbești. Am grijă ce vorbesc. Am înregistrat pe video, să știți. Foarte bine, dacă ai înregistrat, înseamnă că vezi și cine te-a. Dacă a fost violența, vezi suporta consecințele. Dar asta spun și eu. Nu, domnul. Dar nu e normal, nu e... Dacă aici facem așa, înseamnă că... Eu am venit în bună credință să vă pun niște întrebări și dumneavoastră mă bruscați. Când spui dumneavoastră, înseamnă că sunt și eu. Nu dumneavoastră personal, colegii dumneavoastră. Dar nu e normal să întâmple. Hai, putem să discutăm civilizat ca oameni. Vă puteți cere scuze în numele colegilor dumneavoastră. Păi nu cer, că nu știu ce s-a întâmplat. Dar bine. Dacă știi, dacă e mai văzut, am discutat. Ieri am discutat amândoi, Iată și explicațiile celor două incidente. Senatorul Dan Manoliu explică gestul mai tânărului său coleg Alexandru Rotaru, criticând gestul useristului Iulian Bulai, pe care l-a considerat unul total neelegant, mai ales față de o femeie parlamentar. După părerea mea, nu este un lucru normal, pentru că există o încălzire și o cultură. Fiecare parlamentar are opțiunea și ideea lui politică. Dar nu înseamnă că trebuie să ne filmăm sau să ne spionăm unii pe alții sau să ne explicăm. Din păcate, colegul nostru parlamentarul din Neamț, toată ziua ieri s-a ocupat numai cu filmările grupului PSD, în perspectiva venirii președintelui în Parlament. Probabil că avea o misiune să ne spioneze, să vadă, să organizăm ceva. Totul a fost spontan și după aceea faptul că mergi și pui telefonul în fața unui deputat, chiar dacă este de la alt grup și mai ales a unui deputat femeie, bineînțeles că a dus la invitarea colegilor mei care l-au invitat să nu mai filmeze și l-au împins în sala de plen. Bun, dar pe de altă parte mai există și cealaltă realitate, că o zi înainte sau două și deputatul nostru, tânărul Rotaru, l-a filmat pe al lor care dormea, într-adevăr, e inadmisibil să te duci. Aici e alt aspect și altă problemă, deci n-avea face una cu alta, n-avea face cineva politică a unui parlamentar cu faptul că greșești și după ce pretinzi că vii acolo să își ai anumite lucruri efectiv din Parlament, motivând de faptul că ai dormit, ai stat 5 zile în Parlamentul României. Ce mai ales că seara după ora 11 Parlamentul României nu se mai poate staționa. Și deputatul USR Iulian Bulai are explicație privind gestul său în condițiile în care majoritatea formată din social-democrați, evident la semnalul liderilor de grup, au decis să părăsească sala în timpul discursului președintelui Klaus Iohannis, care venise în plenul Parlamentului ca un diriginte care își ceartă elevii. Astăzi a fost discursul președintelui Iohannis, de la care majoritatea parlamentarilor ALDE, PSD, au ieșit, au părăsit sala în masă, iar eu am coborât de la balconul sălii Camerei Deputaților și în drum spre ușa de la intrare în sala plenului m-am oprit să discut cu parlamentarii PSD-USR în tot acest timp făcând o transmisie live, un video. Nu i-am abordat. Voiam să vorbesc cu ei într-un mod foarte împăciuitor, liniștit, pentru a discuta atitudinea lor de ieșire din sala plenului și atunci mai mulți au început să mă jure, să mă îmbrăcească și să mă lovească. Și eu cred că este foarte greu de înțeles, dar asta este nivelul uman al unora dintre colegii mei. Îmi pare rău să spun asta, în același timp țin să cred că nici pe departe toți parlamentarii PSD sau ALDE ar fi așa. Mulți dintre colegii lor și-au cerut scuze, mulți dintre colegii lor i-au îndemnat să nu mai fie violenți. Deci nu generalizez situația, dar îmi pare rău că în spațiu, în forul care ar trebui să fie locul unde se dezbat, propun, discută idei în mod
mod civilizat și unde primează argumentele, recurs la violență. Probabil că asta este și răspunsul. Atunci când nu mai avem argumente, recurgem la violență. Dar spuneți, între timp ați scos de pe pagina de Facebook filmulețul, că eu nu-l mai găsesc. Nu. Dar unde îl găsesc? Că nu-l văd. Eu l-am pe pagina publică, Iulian Bulai, public. Da. Nu personală. A, nu personală, da. Deci pe cea publică. Pagina personală publică, da. Cert este că poporul, manipulat, se pare, și de o parte și de alta, se află în stradă și națiunea este din ce în ce mai dezbinată și incapabilă a-și aduna forțele în scopul de a salva această țară îngenunchiată de interesele externe ale unora sau altora. Și nimeni de la putere sau din opoziție nu reușește să gândească dincolo de vârful nasului, al intereselor de partid și să vadă că dușmanii acestei nații, și de la est și de la vest, își freacă mâinile de bucurie că România devine o țară neguvernabilă la un pas de anarhie. Și tare ne vine a striga și noi lozinca stradală: români, treziți-vă! Și asta până nu e prea târziu.